Urmărire ca în filme pe străzile din capitală după ce un șofer a refuzat să se oprească la semnalul echipajului din cadrul brigăzii rutiere. După mai multe încercări de a-l prinde, bărbatul s-a oprit din fugă abia când un polițist s-a urcat pe mașina acestuia. Incidentul a avut loc în sectorul 5 al capitalei, în momentul în care un echipaj de la brigada rutieră a vrut să-l oprească pe un șofer pentru un control de rutină. Bărbatul a refuzat însă să oprească și a continuat deplasarea către piața Rahova, încercând să se sustragă controlului. După ce șoferul a fost urmărit pe mai multe străzi ale sectorului 5, polițiștii au intervenit în forță pentru scoaterea acestuia din mașină, fiind nevoiți să sară pe mașina bărbatului. După ce a fost prins, individul a fost încătușat și dus la sediul brigăzii rutiere. Verificările făcute de către polițiști arată că șoferul avea permisul de conducere suspendat. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că persoana în cauză are dreptul de a conduce vehicule suspendat. Urmare a verificărilor efectuate asupra autovehiculului pe care acesta îl conducea, a reieșit faptul că nu este înmatriculat, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare montate nu îi aparțin. Șoferul este reținut acum pentru 24 de ore și cercetat pentru infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, respectiv conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare și conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.